Dragă Dania și Ligia, che cosa si può dire a due genitori davanti alla bara del loro bambino? Oare ce aș putea să spun la doi părinți care stau în fața sicriașului copilului lor? Siamo davanti a qualche cosa che non ha nessun senso per l'uomo. Suntem înaintea unui eveniment care nu are nicio logică pentru noi, pentru un om. L'intelligenza, la cultura, la filosofia si fermano davanti a questa bara. Și inteligența și cultura și orice filozofie se opresc, cad în fața acestui sicriaș. Noi possiamo accettare la sofferenza dell'ingiusto, del colpevole. Acceptăm și nu ne doare tare când suferă cel rău, cel vinovat. Ma non possiamo capire, comprendere la sofferenza e la morte della persona innocente. Dar nu putem înțelege moartea unei persoane nevinovate. Ma dar questo ci mette vicini a Maria, la mamma di Gesù. Dar asta ne gândim la Maria, mama Domnului Isus, perché lei era sotto la croce di suo figlio. Ea fiind sub crucea fiului său. E lui era davvero innocente. El era chiar nevinovat, într-adevăr. Lui nu avea niciun păcat. Nu avea niciun păcat. Lui davvero non meritava di morire. Nu merita să moară. Lui era Dio. El era Dumnezeu. Eppure și totuși a accettato di morire in croce. A acceptat să moară pe cruce. Nel peggiore dei modi. În cel mai urât mod. Abbandonato da tutti. Abbandonat de toți. Perché io e te fossimo salvi. Pentru ca eu și tu să fim salvați. E allora forse questa sera. Și atunci poate. Come se ci fosse qui Gesù. Poate seara asta înțelegem ca și cum aici ar fi fost Isus. E come se fossimo davanti al Santo Sepolcro. Ca și cum am fi în fața mormântului sfânt. E come se fossimo Maria che aspetta che depongano Gesù dalla croce. Ca și cum ar fi fost în situația lui Maria care așteaptă să se pună trupul de să ia trupul de pe cruce. E poi lo abbraccia. Și ea îl îmbrățișează. Lo coccola. Îl mângâie. Îi dă ultimul bacio. Îi dă ultimul sărut. Sapendo nel suo cuore, știind în inima ei che Dio avrebbe provveduto, că Dumnezeu avea să poarte de grijă, che Dio le avrebbe restituito quel figlio, avea speranța că Domnul îi va da acel copil, acel fiu. Allora, cari amici, atunci, dragilor, la legge degli uomini può fare poco, legea oamenilor face puțin, cercheremo la giustizia su questa terra. Vom căuta dreptate pe pământul acesta. Ma la giustizia non è di questa terra. Da, dreptatea nu e aici pe pământ. Ma c'è una giustizia di Dio. Ma este o justiție, justiție a lui Dumnezeu. Che attraversa strade che non conosciamo. Trece străzi, intersectează străzi care nu le cunoaștem. E che ci fanno anche tanta paura. Ne fanno uneori, ne fac frică uneori. Ma abbiamo una comunità con Dar noi. Avem o comunitate cu noi. E allora questo è il ringraziamento che io con tutta l'umiltà vi porto. Atunci io cu toată umilința vă aduc mulțumire. Voi questa sera, Matei questa sera sta dando un segno grande a questa città. Matei a dat un semnal important pentru orașul acesta. Că la moarte ha un senso. Că moartea are un sens. Că c'è una comunità vicino alla famiglia. Pentru că este o comunitate lângă familia aceasta. In questo mondo occidentale, în lumea asta occidentală, che ormai non capisce più nulla, care nu mai înțelege versurile, nasconde la morte, ascunde moartea, pensa che tutto sia stupido, che sia inutile, che sia tutto televisione e internet, pare că totul e inutil, totul e televiziunea și internetul, e non ci sono più relazioni tra le persone, într-o lume în care nu mai sunt relații între persoane, e le persone sono sole, în care oamenii sunt singuri. E invece voi state dando un segno grandissimo. Voi dați un semn important în seara asta. Che ancora ci sono comunità, famiglie. Că încă sunt comunități și familii capaci di stringersi intorno a chi soffre. În stare să se stringă împreună cu cine suferă. E questo è credo il primo dei miracoli che Matei ha fatto in questa città. Asta este prima minune care Matei a făcut în orașul acesta. Ma tanti ne arriveranno. Ma multe alte miracole vor veni. Perché la morte del giusto sempre porta bene, porta gioia. Pentru că moartea celui neprihănit aduce mereu ceva bucurie. I nostri progenitori sono diventati
stati cristiani e hanno dovuto affrontare l'arena, hanno dovuto affrontare la sofferenza e la morte per portare a noi questo messaggio. Primii creștini au îndurat suferință, au îndurat arene, moarte, ca să ne aducă nou mesajul salvării. Eppure erano innocenti. Erau nevinovați. Hanno dato la vita. Ei au dat viața lor. Perché arrivasse a noi la fede. Ca la noi să ajungă credința. Allora anche da questo noi non capiamo come, sono sicuro che arriverà un bene perché Dio non permette la sofferenza in vano. Și din această situație suntem siguri că Dumnezeu va extrage ceva bun, pentru că suferința care Dumnezeu îngăduie nu e în zadar. Allora noi vi accompagneremo anche domani. Vă vom însoți. Vă salut și în numele vescovului de Perugia, care a promis că vă va vizita. Sentitevi davvero vicina tutta la comunità di Perugia. Ar trebui să vă simțiți apropiați de comunitatea perugină. Tantissimi amici, fratelli, conoscenti, quando hanno visto questa tragedia mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di portare il saluto. Foarte mulți prieteni, cunoscuți au cerut să, ca prin dumnealui, să vă aducă salutul lor. Și rugăciunea. Siamo con voi, ma soprattutto Matei è con noi, e qui con noi. Suntem cu voi și de asemenea și Matei